Vă salut și îmi pare bine că ați intrat pe canalul meu de jucării croșetate. Astăzi vreau să vă prezint ceea ce am lucrat eu în luna iunie. Ce jucării am croșetat. Și voi începe, poate nu chiar în ordinea în care au fost croșetate, dar nu contează. Au fost croșetate, în orice caz, în luna iunie. Și prima jucărie o să vă arăt acest melc la care este tutorialul la mine pe canal. Cine nu l-a văzut și își dorește așa melc, îl poate croșeta. Deci aceasta a fost prima jucărie. Mai departe am croșetat așa girafă mică din seria de jucării mici, după aceeași schemă. La fel este tutorialul pe canal. Așa arată girafa. Mai departe, am croșetat așa ceva. Unu întreg și 5 capa. Deci am luna aceasta am făcut 1500 abonați și cu această ocazie am vrut să croșetez aceste cifre și această literă și cu această ocazie de asemenea vreau să vă mulțumesc tuturor care vă abonați la canalul meu, vă place ceea ce postez, mă urmăriți, croșetați împreună cu mine. Vă mulțumesc foarte mult! Așa, mai departe, a urmat acest unicorn. Acesta a fost primul meu unicorn. Și acesta a fost al doilea. Și tutorialul, de asemenea, îl găsiți pe canal. Așa arată unicornii. Am ridicat puțin camera mai sus să se vadă mai bine. Deci, așa, unicorni am croșetat. Mai departe, a urmat acest băiețel, păpușă băiețel, pe care am croșetat-o. La fel, împreună cu voi, este tutorialul pe canal, în 3 părți, împărțit. Băiețel cu rucsac și căciulița. E Pikachu. Cine încă nu a croșetat, dar are nevoie de așa jucărie, vă place, poftim, puteți intra și căuta acest tutorial. Mai departe am croșetat așa jucării pufoase. Am croșetat 5 la număr. Mai bine zis 6. Încă unul roz am avut, dar nu mai este. Acum, deci, aceste jucării mi-a plăcut foarte mult când le-am văzut. Tutorialul nu este al meu, este de pe YouTube și este în limba rusă. Dacă vă descurcați și înțelegeți, pot să vă las linkul și să croșetați. Acești, la început, trebuiau să fie ursuleți, doar că la mine nu prea seamănă ursuleț. Mai mult a hamster sau nu știu, dar în orice caz sunt foarte drăguți.
pot fi folosiți ca breloc sau chiar și așa pentru copilași, pentru mânuțe micuțe, sunt numai buni de jucat. Și ultima jucărie care a fost croșetată în luna iunie a fost această maimuțică. La ea la fel este tutorialul pe canal. Este din seria de jucării după aceeași schemă. Iată, cu girafa. Mai am încă, sunt mai multe animăluțe după această schemă croșetate. La fel, puteți găsi tutorialul pe canalul meu. Capul, corpul, picioarele și mânuțele, la toate sunt ca și la iepuraș. Iepurașii au fost primii. Iepurașii am croșetat mai mulți. Și deci schema la cap, corp, mâini și picioare le luați din tutorialul cu iepuraș. Și mai departe, doar schimbările le găsiți la fiecare animăluț în parte. Acestea au fost jucăriile pe care eu le-am croșetat în luna iunie. Îmi pare bine că ați vizionat acest videoclip până la final. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă zic pe curând! Pa, pa! Thank you.